Orice religie instituțională socotește pe Dumnezeu ca pe un complice al ei. Întâlnirea ta cu cineva pe stradă este o întâlnire cu un spirit. Diavolul cumpără suflete. Este în această îndeletnicire a lui o evidentă rămășiță de idealism. Înclinarea noastră de a crede în destin este întărită de orgoliul de a nu ne crede cu totul ignorați de restul universului. Când fiecare celulă din noi devine o inimă, atunci suntem bolnavi, dar numai iubirea ne încearcă în acest chip. Unele teorii și ipoteze seamănă cu acele invenții tehnice, de care ne folosim foarte bine, dar pe care nu le înțelegem pe deplin. Grijile ne organizează timpul. Grijile ne destramă timpul. Poetul care cel dintâi a remarcat că iubita sa are doi ochi, două buze, doi sâni, dar o singură inimă a inventat rimele și s-a sinucis. O nicovală dobândește cu timpul tăria tuturor ciocanelor care au bătut-o. Iubirea este al doilea surâs al tragediei noastre. De la viață să nu aștepți nimic, dimpotrivă, tu trebuie să-i dai totul. Numai așa vei fi scutit de deziluzii și te poți bucura de tine, de lupta, de independența și de puterea ta creatoare. Cele mai mari prostii nu le spun proștii, ci capetele mijlocii, care vânează după originalitate. Umblăm pe câmpul disperării și ne rezemăm din când în când de umbra noastră ca de o colamnă de piatră. Umbrele seamănă cu întunericul, dar sunt fiicele luminii. Florile își poartă sub pleoape, nu ochii, ci sexul. Încât ele văd totul în perspectiva sexului. Interesant e că femeile și-au ales ca simbol florile. Când facem un bine cuiva dintr-o pornire într-adevăr adâncă și curată, nu numai că nu așteptăm recunoștință, dar ne vine parcă să mulțumim noi aceluia, că ne-a primit cu bucurie darul și binele. Natura este stăpânită de criteriul delimitărilor. Numai în iubire ea caută confuzia. Căci rostul iubirii este să restabilească pentru o clipă haosul inițial din care să se nască o lume nouă. Mulțumim pentru vizionare! Dacă v-a plăcut acest videoclip, lăsați un comentariu, iar dacă nu sunteți abonat, apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.